Președintele UDMR, Kelemen Hunor, la interviu pe PS News. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența, domnule președinte. Mulțumesc pentru invitație. Într-o zi în care actualitatea politică a fost foarte densă, iar vocea dumneavoastră a fost făcută auzită, s-a făcut auzită, spuneți că demisia lui Victor Ponta este în interes național. Ce se întâmplă dacă situația va rămâne așa cum este ea în prezent? Adică Victor Ponta nu va demisiona, după cum a anunțat. Eu am spus că ar fi fost o posibilitate printre nu prea multe alte posibilități și este o situație imposibilă în situația în care ne aflăm astăzi, în care se află guvernul, în care se află România. Fiindcă trebuie să vorbim despre această situație sincer. Și dacă nu vorbim sincer, eu cred că facem o mare greșeală. Credibilitatea guvernului va fi din ce în ce mai mică. În relațiile internaționale, încet, încet va intra într-un vid. În relație cu finanțatorii externi, la fel, deja s-a văzut o fluctuație destul de mare. Și ce vom face dacă procurorul va propune control judiciar pentru premier? Eu cred că va fi o situație fără ieșire până la urmă. Dar a fost decizia lui personală, bănuiesc, sau decizia coaliției, are o majoritate, are responsabilitate pentru ceea ce face, dar eu am considerat că ar fi fost una dintre soluțiile, poate, care ne-ar fi ajutat să ieșim mai repede din acest impas, din această situație imposibilă, absolut imposibilă. Avem mai multe probleme. Prezumția de nevinovăție în România, din păcate, funcționează doar ca un principiu trecut pe hârtie. Dacă cumva cineva este acuzat, imediat e considerat și vinovat. Și nu este bine. Indiferent dacă vorbim de premier sau vorbim de o femeie care a stat 6 luni nevinovată în arest. Deci, prima problemă. A doua problemă, dacă, și aici trebuie, eu încerc să-l înțeleg și pe Victor Ponta, dacă își dădea demisia, era considerat că are cunoscut vinovăția, așa percepe societatea. Și în plus, pentru orice om politic, o astfel de acuzație, mai ales în funcția de premier, de ministru, de membru al guvernului, înseamnă o povară în plus. Deci toate aceste elemente trebuie luate în calcul. Nimeni în afară de Victor Ponta nu putea și nu poate să ia o decizie. Dar încet, încet vom intra într-o situație din care ieșirea nu prea o văd în acest moment. Fiindcă există o majoritate, sunt câteva alte probleme, nuanțe importante și dacă majoritatea susține pe Victor Ponta, până la urmă poate să stea mult în fruntea guvernului, dar ce și în ce mod va guverna? Buna guvernare este posibilă în aceste condiții? Asta este întrebarea mea. Sigur, răspunsul e la noastră. Răspunsul până acum al lui Victor Ponta a fost legat tocmai de buna guvernare, ceea ce el numește buna sa guvernare de până acum. În sprijinul său stau cifre, stau și datele legate de dublarea alocațiilor, mărirea salariilor, a pensiilor, scăderea TVA-ului. Credeți că pot în vreun fel să-l ajute solid în ochii opoziției pe Victor Ponta aceste argumente? Bun, astăzi opoziția refuză un dialog cu Victor Ponta, dar cum vi se par? Dacă n-ați fi un politic, credeți că ar conta? În ochii opoziției nu contează. Așa, aveți dreptate. Aici e o chestie politică, o bătălie politică, din păcate, și aspectele juridice sunt băgate în această bătălie politică, ceea ce nu este bine. În ochii opoziției poți să faci orice, oricum nu e bine. Așa a fost și când Victor Ponta era în opoziție cu USL și era PDL și UDMR la guvernare. Indiferent ce făceam noi și din ce situație a trebuit să ieșim cu țara, nu era bine. Deci, problema nu este cum e văzut premierul sau guvernul în ochii opoziției. Opoziția are scopul de a dărâma guvernul, de a schimba guvernul, de a aduna puncte electorale peste tot în lume. Problema noastră este că nu reușim să tragem o linie foarte clară unde se termină bătălia politică, unde începe o bătălie juridică. Cineva îmi dădea un exemplu cu directorul Fondului Monetar Internațional. Doamna are un dosar penal în Franța și nimeni nu a cerut demisia din
fruntea Fondului Monetar Internațional, fiindcă funcționează prezumția de nevinovăție și au spus, până când nu există o decizie în instanță, e considerată nevinovată. Poate că normalitatea și din acest punct de vedere trebuie judecată, nu numai din perspectiva opoziției politice. Cineva m-a întrebat eu ce aș fi făcut în locul lui Victor Ponta. Bun, eu ce aș fi făcut e treaba mea, eu aș pleca, dar nu pot să dau sfaturi și mi-e ușor să vorbesc din scaunul meu de deputat UDMR, într-un fel fost partener al lui Victor Ponta, în opoziție cu Victor Ponta, dar așa suntem marea majoritate în opoziție. Fiindcă și PD-ul a fost partenerul lui Victor Ponta, PNL-ul a fost partenerul lui Victor Ponta. Acum câțiva ani ei făceau lanț viu în jurul Parlamentului împotriva noastră, USL-ul. Mergeau braț în braț când era moțiunea de cenzură împotriva guvernului Boc, guvernului Ungureanu. Și noi am fost parteneri cu Victor Ponta. Deci, din acest punct de vedere, sigur, este de înțeles și această bătălie politică, dar ar fi bine la un moment dat să reușim să știm care este linia, unde mergi cu bătălia politică, unde începe zona juridică, unde nu discuți. Parteneri ați fost cu toții, după cum foarte bine ați remarcat. Victor Ponta, practic, a fost aliatul tuturor până acum. Cum mi se pare astăzi poziția celor din Partidul Național Liberal? Nu e și acolo puțină ipocrizie? Probabil, dar n-aș vrea să comentez nici poziția colegilor din PNL, nici poziția colegilor din PSD. Eu am o singură grijă. Cum pot să merg cu DMR-ul în așa fel înainte, încât să recâștig ceea ce am pierdut eventual, să îmi păstrez ceea ce am păstrat și până acum și să mă pregătesc. Adică să ajungeți din nou la guvernare. La alegerile din 2016, locale, parlamentare. Bun, asta cu guvernarea, dacă îmi găsiți un partid parlamentar care spune, sau neparlamentar, care spune că nu vrea să ajungă la guvernare niciodată. Nu e cazul DMR-ului, că a fost totdeauna la guvernare, deși nu poate avea nostalgii. Încercați să căutați un alt partid. Deci fiecare dorește să ajungă la guvernare. Asta este politica, nu trebuie să ne fie rușine de acest aspect. Noi am plecat de la guvernare nesilit de nimeni. Noi nu am fost dați afară. Am considerat că nu putem merge mai departe în acea coaliție și în decembrie, în noiembrie am ieșit de la guvernare fără să regretăm. Eu nu regret nici astăzi acel pas. Și era clar, dacă am plecat din guvernul Victor Ponta și dacă vom reveni în guvern, nu vom reveni în guvernul Victor Ponta. Deci, să fie clar acest lucru. Dar nu înseamnă că vom reveni în 2015, nu înseamnă că vom reveni în 2016. Nu se știe. Oricum, țara va avea guvern. Asta este clar. Cu noi, fără noi, nu asta mă îngrijorează. Nu asta este pentru mine subiectul cel mai important. Subiectul cel mai important pentru mine este dacă din această situație se va găsi o ieșire, o ieșire în așa fel încât să nu pierdem cu toți enorm de mult, după care iarăși reluăm și refacem tot ce s-a stricat. Da. Domnule Hunor, se vorbește despre problemele cu legea pe care le-ar avea multă lume, mulți actori politici. Au fost evocate cazuri ale unor lideri ai opoziției în contexte care ar putea face obiectul unor dosare în justiție. Nu-i voi numi, nu cred că e unul care a scăpat. Despre toată lumea se spune, sau ei, familiilor, apropiații, ginerele domnului Blaga, care a fost acum vreo două săptămâni în atenția anchetatorilor. Cine credeți că poate veni cu seninătatea faptului, cu seninătatea stării potrivit căreia nu va fi atins de justiție și nu va ajunge în situația în care ia Ponta Victor Viorel? Nu știu să vă răspund. În ceea ce privește conflictele de interese și nu vorbesc de cazuri penale, aici eu cred că marea majoritate, dacă mergem pe o logică extinsă, așa ce se întâmplă de foarte multe ori, marea majoritate, nu numai a parlamentarilor, dar și celor din administrația locală,
la un moment dat poate fi trasă la răspundere, fiindcă mergând pe această variantă Victor Ponta Dan Șova, poți să spui că dacă ai avut un angajat în mandatul trecut și ai reangajat acea persoană, atunci deja ai intrat în conflict de interese. Deci, Sau juriștii UDMR sunt sau au fost astfel de cazuri? au fost astfel de cazuri, dar nu astfel de cazuri au fost acolo, era cu membri de familie, ceea ce, din punct de vedere moral, nu e de acceptat. Eu am spus de fiecare dată, nu e ok. Indiferent cât de încredere ai în băiatul tău, în fiica ta, în soția ta, în soțul tău, nu aduci în cabinetul parlamentarului, în cabinetul din circumscripția electorală. Dar nu asta este discuția, e o altă discuție cu angajații, cu colaboratorii. Deci nu pot să vă răspund. Eu știu foarte clar și asta am spus de fiecare dată. Tot ce se vede astăzi în societatea românească, trebuie să recunoaștem că este într-un fel, dacă vreți, tot ce se adună după 25 de ani de democrație. România n-a avut niciodată în existența ei 25 de ani de democrație parlamentară continuă. Că a fost întrerupt și în perioada interbelică, a mai fost o dictatură regală mai soft sau așa, a venit al doilea război mondial. 25 de ani nu a avut o tradiție parlamentară, parlamentarism liberal. Deci, din acest punct de vedere, într-adevăr, este un corp bolnav. Și oamenii care au fost în Statele Unite, oamenii care au o tradiție de 200 de ani, de 200 și ceva de ani de democrație parlamentară, nici nu înțeleg. Fiindcă ei, poate că acum 100-150 de ani, au trecut peste aceste faze. Deci, societatea, intelectualii, tinerii vor fi și politicienii, împreună vor fi cei care vor găsi, la un moment dat, o altă modalitate, încet, încet, de a face politică. Domnul Ponta a fost, după cum spuneați, partenerul dumneavoastră și v-am văzut de mai multe ori în spațiul public împreună, în calitate de fost partener. Poate că ați avut o relație personală bună, nu știu. Ați vorbit cu domnia sa zilele acestea? I-ați spus părerea dumneavoastră că ar fi mai bine Nu, să nici plece? nu am fost acasă. Abia sâmbătă, duminică am ajuns acasă, nu am vorbit și nu ne-am întâlnit de 2 săptămâni, ceva de genul acesta. Am schimbat mesaje. Asta se întâmplă de foarte multe ori, nu numai noi, dar cu toată lumea. Dar nu ne-am întâlnit, nu am discutat, nu mi-a cerut punctul de vedere. Dacă nu mi se cere, nu spun. Deci nu sunt un om care, indiferent ce se întâmplă, dacă vede un microfon, vrea să vorbească. Deci, nu. Sigur, când eram în guvern, când eram în coaliție, mergeam împreună în foarte multe situații publice, politice, am apărut împreună. Păi era și normal, dacă eram partener, așa făceam și cu Răzvan Ungureanu, și cu Tăriceanu, și cu Emil Boc. Deci nu e, din Am acest punct de înțeles. vedere, o problemă. Dar de când toată povestea asta, ultima dată ne-am întâlnit când am discutat legea alegerilor parlamentare împreună toți liderii partidelor din Parlament. Pentru că vorbiți despre alegerile parlamentare, cum vi se pare propunerea opoziției care cere alegeri parlamentare anticipate? Suntem la un an de parlamentare și legea nu s-a schimbat. Adică ar trebui să avem parlamentare în baza aceleiași legi care ne-a adus în Parlament 600 de Deci aleși. nici ei nu cred în alegeri anticipate. Am auzit că a fost o declarație de săptămâna trecută, acum nu mai apare această declarație, fiindcă Auzeam dacă chiar pe doamna cumva. Săftoiu ieri vorbind despre alegeri Bun, nu parlamentare știu, anticipate. nu am urmărit-o pe doamna Săftoiu. E clar, dacă astăzi s-ar putea organiza alegeri anticipate, atunci am merge pe legea electorală actuală uninominal. Ceea ce nu dorește, bănuiesc, nimeni, cel puțin noi nu dorim acest lucru. Dacă vrem să mergem pe noua lege, probabil că săptămâna viitoare, cel mult, până la sfârșitul sesiunii de primăvară, se va vota. Cu un an înainte de alegeri vom avea o lege, cu mult înainte. Deci
Eu spun că la sfârșitul lunii iunie vom avea legea votată. A trecut prin Senat, este la Camera Deputaților. Da. Până în 12, dacă nu mă înșel, se pot depune amendamente și săptămâna viitoare se va vota. Deci vom avea o nouă lege și dacă cumva se alege la alegeri anticipate, pe baza legii care va fi votată, se va organiza alegerile anticipate, dar eu nu cred că se poate ajunge la alegerile anticipate dintr-un simplu motiv. Procedural e greu să mergi până acolo, fiindcă la a doua încercare sunt convins că orice guvern va fi votat, va fi acceptat, fiindcă este un parlament supradimensionat din cauza sistemului și sunt foarte mulți oameni care știu că nu vor mai veni în noul parlament. Și e greu să-i convingi să voteze, să plece acasă cu un an și jumătate mai repede. Pe de o parte, pe de altă parte, de când e cu sistemul uninominal, eu am mai spus și nu am fost foarte simpatic nici în fața colegilor mei din Parlament, calitatea Parlamentului s-a stricat enorm de mult. A fost argumentul suprem în 2005-2006. Noi trebuie uninominal, că atunci omul va fi nu știu cum ales. Da. Dar nu s-a întâmplat. Și atunci am spus că un argument fals, mai mult omul va fi ținut în așa fel încât și în afara partidului să aibă impresia că el a câștigat alegerile și vor câștiga cei care, într-un fel, au bani sau au popularitate, au notorietate sau au pe toate la un loc. Asta nu înseamnă că sunt buni pentru Parlament. Poate că sunt sportivi extraordinari, profesori extraordinari, poate că sunt oameni, afaceriști extraordinari, dar totuși nu înseamnă că calitatea Parlamentului e îmbunătățită față de 2008, când prima dată a fost Parlamentul ales prin acest sistem. Vorbeați despre dificultățile pe care România le-ar putea întâmpina în plan internațional cu un prim-ministru pus sub învinuire. Vorbeați despre perspectiva sumbră pentru Victor Ponta a unui eventual control judiciar. Domnul Ponta vorbește și el despre felul în care contextul internațional ar putea să fie influențat de situația din România, evocând în special Rusia. Rusia evocată ca un babau de toate forțele politice în ultimii ani. Credeți că zona aceasta ar putea să prezinte un alt fel de interes pentru Rusia cu un prim-ministru pus sub învinuire? Are vreo legătură starea în care se află Victor Ponta, situația lui Victor Ponta cu interesele Rusiei? Bun, eu nu am informații de la servicii secrete de niciun fel, nu-mi dau seama, fiindcă totuși aici sunt lucruri extrem de importante și extrem de... Domnul Pontare? Da, mă rog, are și el, au și foarte mulți alții, eu nu am acces la astfel de informații. Eu merg pe o analiză logică și spun că Rusia nu are niciun interes să fie stabilitate în zonă. Este interesat să fie instabilitate politică în zonă și acest lucru se vede și dacă ne uităm doar la Moldova și nu merg mai departe. Deci, din acest punct de vedere, e clar cu cât se apropie NATO și tot ce înseamnă structura atlantică, euroatlantică, către granițele Rusiei, Rusia devine mai nervoasă și din acest punct de vedere este clar că interesul Rusiei nu este o țară stabilă, o țară puternică, foarte aproape de granițe. Dar eu nu pot să leg aceste două chestiuni, fiindcă nu am informații. Cei care au informații poate că au și capacitatea de a lega sau de a nu le lega cele două evenimente sau două posibilități, situația noastră din politica internă și interesele Rusiei. Domnule Kremenhunov, spuneți că nu veți vota împotriva moțiunii de cenzură a liberalilor. Asta înseamnă că veți vota pentru? Sau ne vom abține? Aici fiecare va decide cum dorește. Eu aș vrea să știu care este moneda dumneavoastră de schimb în negocieri, pentru că probabil că există discuții, există negocieri. Liberalii n-au făcut niciodată un secret din faptul că negociază cu viitori parteneri politici pentru dărâmarea guvernului Victor Ponta și
venirea unui nou guvern liberal. E vorba de monedă de schimb în acest moment și eu nu nec, am avut întâlniri cu Alina Gorghiu și cu Vasile Blaga și în aceste zile am discutat. Mi se pare normal, nu e nicio problemă. Deci există întâlniri pentru formarea guvernului pe care nu pentru formarea guvernului, discutăm foarte, foarte multe aspecte. În acest moment toată lumea știe că nu putem forma guvern. Nu avem majoritate, nici PNL, UDMR și cine mai e în opoziție. Mai lipsesc vreo 58, 59, 60 de voturi. Asta nu se știe niciodată cine a trecut la un EPR sau cine n-a trecut la un EPR. Deci, în acest punct de vedere, suntem departe de a avea majoritate, indiferent cum votăm. Sunt două chestiuni extrem de importante. În primul rând, subiectul principal a moțiunii de cenzură, cu care noi nu am fost de acord și nu suntem de acord, să facem o astfel de abordare. Fiindcă nu poți să ceri sau nu poți să critici guvernul pentru ceea ce nu a făcut Parlamentul. E vorba despre votul prin corespondență pe de o parte. Deci nu guvernul trebuie să dea o lege. De aceea avem Parlament. Pe de altă parte, prin legea alegerilor parlamentare, noi am găsit o soluție pentru exercitarea dreptului de vot românilor care stau în afara granițelor, prin înregistrare și prin vot în ziua alegerilor cu ștampila în mână. În așa fel încât niciun om care dorește să meargă la vot să nu fie îngrădit, să nu fie împiedicat a exercita acest drept. Dar celelalte două subiecte, alegerile parțiale, într-adevăr pot fi puse în cârca guvernului. Noi avem și alte probleme cu guvern, dar n-au fost trecute în moțiunea de cenzură. Și de aceea noi spunem... Autonomia Țintului Secuiesc, de exemplu, nu cred că a fost... Nu, asta e o altă problemă, dar iarăși nu pot să cer de la guvern. Este o chestiune legislativă, nu guvernul de legile. Nu, eu vorbesc de legea educației sau proiectul de legea educației care a fost pus în dezbatere și care e absolut inacceptabilă și nimeni nu și asumă paternitatea și maternitatea, doar a apărut așa. Dacă întreb pe cei din minister, păi nu știm, dacă te duci la Senat și o întreb pe doamna Andronescu, nici ea nu știe. Dar e pe site. Deci sunt multe, multe lucruri pentru care noi criticăm și vom critica guvernul, dar nu pentru faptul că Parlamentul nu a adoptat o lege. Interesant este, haideți să vă spun așa, acum vreo 3 ani, în 2011, 4 ani, liberalii de atunci și PSD-ul de atunci ne-a rugat, noi eram cu PDR-ul la guvernare, să nu susținem votul prin corespondență. Era un proiect al lui Baconschi. Deci, trăim și dumneavoastră o stare de dualitate. Da. Lucrurile se schimbă și sunt foarte complicate. Într-o declarație pentru agenția maghiară de presă MTI, spuneați după o vizită în Statele Unite că ați vorbit în fața oficialilor americani despre proiectul de autonomie pentru Ținutul Secuiesc. Ce v-au spus? V-au făcut sugestii, v-au spus ceva, v-au spus să renunțați, să continuați? Nu, noi am vorbit despre dezideratele Comunității Maghiare de 25 de ani. Deci nu numai despre acest proiect. Și am vorbit despre drepturile omului, drepturile minorităților și despre tot ce înseamnă securitatea în zonă. Securitatea și siguranța pentru fiecare om, pentru fiecare comunitate este ceva esențial. Dar nu există securitate și siguranță pe termen mediu, pe termen lung, dacă nu sunt respectate cele mai importante principii fundamentale, printre care și drepturile minorităților. În acest sens am vorbit cu pentru că e o problemă de securitate, de siguranță noștri, în această zonă, în opinia dumneavoastră? Păi este, altfel nu ar fi venit America să construiască scutul de rachete în România. A, nu, mă referam la Ținutul Secuiesc. Nu, la nu. Deci să nu vă blocați la Ținutul Secuiesc. Nu. Despre asta vă întrebați, am înțeles. Deci eu am vorbit în context mai larg. Situația României în zonă, parteneriatul strategic cu Statele Unite, pe care noi îl susținem și am susținut de la începutul anilor 90, am fost pentru aderarea la NATO și la Uniunea Europeană, când foarte mulți dintre politicienii români încă nu știau cam unde să meargă. Mai mult spre Moscova se uitau între noi să fie vorba. Deci, în acest punct de vedere, americanii ne cunosc și știu care sunt valorile și principiile pe care noi le-am respectat și a fost o discuție extrem de utilă.
fiindcă noi am văzut câteva cazuri destul de îngrijorătoare în România, când dreptul la proprietate, când drepturile minorităților n-au fost și nu sunt respectate, când retrocedările au fost blocate și nu se mai fac retrocedări, când despăgubirile se fac într-un anumit mod absolut catastrofal și acest lucru este absolut de neacceptat în secolul 21, mai ales că dacă vă uitați cei la Strasburg, la Curtea Drepturilor Omului, veți vedea că România a blocat ani la rând funcționarea curții prin acele decizii luate în România care au fost contestate și de foarte multe ori cei care au contestat au și câștigat și vor câștiga în continuare foarte mulți. Deci asta era contextul, că nu suntem copii, nu credem că America ne va aduce drepturi colective cu avioane militare, deci totuși să rămânem în limite normale. Mă întorc la declarația noastră pentru NTI. Spuneați că, citez, în România s-a încălcat dreptul la proprietate, s-a adus atingere dreptului cultului religios, la dispune de proprietăți și a le folosi în scopuri de educație, s-au încălcat drepturile comunității maghiare din Ardeal. Ați făcut referire la cazul colegiului Șechei Mico din Sfântul Gheorghe, finalizat și cu condamnarea deputatului DMR Marco Otilo. Credeți că în momentul acesta comunitatea maghiară este expusă unui pericol de discriminare din partea autorităților române? Dacă așa simte o parte sau o parte mai mică sau mai mare din comunitatea maghiară, atunci trebuie să luați în considerare și acest aspect. Deci nu am discutat cazuri speciale și mai ales individuale în America, că nu asta este important. Și am discutat și despre greco-catolici care n-au primit înapoi aproape nimic din averile confiscate și de evrei și de celelalte culte religioase. Deci, din acest punct de vedere, a fost o abordare echilibrată. Da, dacă există un grup mai mic care spune că în acest moment este într-un fel, hai să spunem așa, îngrădit în drept, atunci trebuie să fim atenți. Și sunt foarte mulți mai clar care spun acest lucru. Ceea ce au făcut prefecții în Covasna, ani la rând, este de neacceptat pentru nimeni, pentru nu se aplică legea la Târgu Mureș. De 4 ani nu se aplică legea la Universitatea de Medicină și Farmacie. Sigur că oamenii de acolo și cei care vor să învață în limba maghiară la UMF sunt deranjați. Deci eu pot să vă dau foarte multe exemple. Autoritățile locale, primarul din Târgu Mureș, nu aplică legea privind inscripțiile bilingve de aproape 15 ani de zile. Deci, totuși, să nu facem că nu există astfel de probleme, poate nu se văd din București, poate că nu se văd de la distanță, dar dacă mergeți acolo, veți vedea că oamenii spun că sunt probleme. Legi existente nu sunt aplicate. Deci, ați mai văzut o țară unde senatul universității la discreție aplică sau nu aplică lege, depinde cum se trezesc oamenii de acolo și de 4 ani de zile se trezesc că nu aplică legea și nu se întâmplă nimic. Domnule Hunor, eu mă întorc la contextul actual, pentru că e de actualitate. În discuție noastră cu viitor parteneri de guvernare, nu evocați situațiile acestea? Nu da. Căutați să obțineți și noastră ceva? Deci, noi am spus și ei știu foarte bine tot ce v-am spus acum legat de UMF, legat de neaplicarea legii, legat de foarte, foarte multe aspecte, așa cum știe și coaliția actuală, deci nu este o noutate, dar noi nu am discutat funcții, nu am discutat amănunte de acest gen, fiindcă în acest moment nu este cazul. Ei ne-au dat programul lor de guvernare, mai analizăm și noi, ne uităm și noi ce e în acel program. UDMR-ul nu prea intra la guvernare ținând cont strict de program, ci când de un algoritm. Când va exista această posibilitate, sigur că vom da și alte răspunsuri și vom avea și o abordare mai pragmatică și mai concretă. Dar acum despre ce să discut? Că nu avem 59 de voturi pentru a dărâma guvernul? Păi despre acest lucru nu trebuie să discutăm foarte mult. E matematică. Ne uităm, constatăm. Salut! Ultima întrebare legată de Marco Otilo. Tot vorbeam despre domnia sa. Dus de poliția română, de fapt plasat pe lista celor mai căutați infractori. În presă se spune că ar fi sub protecția lui Victor Orban, că s-ar afla la Budapesta. Există această posibilitate în termen verosimil, ar putea guvernul de la Budapesta
se acorde protecție domnului Marco Aurel? Nu știu, nu am discutat eu despre aceste aspecte. Știu că este în Ungaria, alte amănunte nu știu. Vorbiți cu dânsul? Țineți Nu, legătura? nu. Am ținut legătura până când nu au cerut arestarea lui. Ultima dată ne-am întâlnit când i-am cerut să-și dea demisia din Parlament. După aceea n-am mai vorbit cu el, deci nu pot să vă răspund la această întrebare. Asta știu că este în Ungaria. Spuneați că credeți în nevinovăția lui. Vă mai susțineți acest punct de vedere? În 99 s-a dat o lege cu anexă în care erau trecute, dacă nu mă înșel, 7 imobile care vor fi retrocedate. Deci a fost o lege. Această anexă a fost după aceea îmbogățită pe parcursul anilor și pentru evrei, și pentru evanghelici, și pentru toată lumea. Și ei n-au făcut altceva, funcționarii publici, decât au aplicat legea adoptată de guvern, votată în Parlament. Asta este problema mea. Deci undeva există o problemă serioasă. Legea este în vigoare și astăzi, doamnă. Deci nimeni nu a anulat legea. Ei n-au făcut altceva, nu au scris altceva, nu au modificat legea, au aplicat ceea ce a votat Parlamentul. În decretul de naționalizare ce scrie? Se naționalizează imobiliul respectiv de la cultul reformat. Deci lucrurile sunt extrem de clare. Deci crezi că e nevinovat în Nu știu dacă mai am voie să cred în România așa ceva. Sper că mai am voie. Da, cred în acest lucru. Dar despre Victor Ponta, crezi că e vinovat sau nevinovat? Nu cunosc cazul din 2007-2008, nu am niciun element, nici măcar ce a scris presa, n-am reușit să citesc de când m-am întors în țară. Era ceva cu cabinetele de avocatură, nu-mi dau seama, nu vreau să comentez. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Mulțumesc și eu.